Și ni se alătură Claudiu Năsui, deputat USR, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Năsui, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, este ziua decisivă în privința alegerilor din partidul dumneavoastră pentru postul de președinte și vedem că au mai rămas 4 candidați în această cursă. În opinia dumneavoastră, cine va câștiga? Cum arată finalul acestei zile? Eu cred că în final democrația din partid va câștiga. Este un lucru foarte sănătos și bun să avem de unde alege și să avem mai mulți candidați. Eu personal o susțin pe doamna Elena Lasconi pentru că cred că performanțele ei ne arată exact că munca aceasta poate să fie una care, munca aceasta pe care a dus-o ea poate să ajute foarte mult și USR-ul și partidul să iasă din zona în care se află acum, din zona aceasta unui scor electoral mult sub așteptări. Cred că e o persoană care a fost foarte atacată și a muncit enorm și a livrat enorm în ultimii 4 ani la Câmpul Lung și lucrul ăsta s-a văzut în faptul că deși a fost atacată, deși nu a avut majoritate în Consiliu, acum nu doar că a fost realeasă primar cu mai multe voturi decât a avut ultima oară, dar chiar are și majoritate în Consiliul Local. Și planul ei de reformă a USR-ului este unul foarte corect și bun de reconstrucție. Nu este un plan care să fie doar de fațadă sau doar o schimbare a unui detaliu și atâta tot. Este un plan făcut corect, în opinia mea, astfel încât chiar să putem avea un partid care să fie o alternativă credibilă la PSD-PNL. În opinia dumneavoastră, domnule Claudiu Năsui, va avea Elena Lasconi o majoritate și în conducerea partidului? Pentru că vedem că și în partid în aceste momente sunt mai multe tabere și ne reamintim și anunțul făcut de Elena Lasconi referitor la candidatura sa la alegerile prezidențiale, pe care a condiționat-o și a spus că va candida, însă doar dacă va avea, desigur, întreaga conducerea partidului de partea sa. Da, practic este ideea de a nu avea iarăși scenariul Dacian Cioloș în care, practic, președintele avea responsabilitate, dar nu avea puterea și doamna Lasconi ce spune este că responsabilitatea și puterea nu trăiesc disociate. Ați vorbit de tabere, este normal să existe opinii diferite în cadrul acelui partid, e normal să existe dezbateri și e normal ca lucrurile acestea să fie tranșate prin vot. Eu personal am fost întotdeauna o persoană de dreapta, o persoană liberală și am spus întotdeauna ce cred și cred că vocația USR-ului este să fie acel partid liberal de care România are nevoie și asta este singura tabără cu care votez eu. Dar vă spun un lucru, oricare ar fi rezultatul Congresului, doamna Elena Lasconi va avea majoritate în Biroul Național, veți vedea după Congres. Bun, sâmbătă va fi acest congres în care decideți și candidatul pe care îl veți susține pentru alegerile prezidențiale. Așadar, în opinia dumneavoastră, va fi Elena Lasconi susținută 100%? Eu cred că va fi susținută 100% de partid și eu cred că va reuși să facă și această reconstrucție a USR-ului pe care și-o propune și de care e mare nevoie. Și ne uităm la ce se întâmplă și în coaliția de guvernare. Chiar la această oră este o ședință în care ar trebui să stabilească liderii coaliției data alegerilor prezidențiale. Cum vedeți dumneavoastră șansele Elenei Lasconi în cazul în care se înscrie în această cursă pentru Cotroceni vis-a-vis de ceilalți potențiali candidați? Să vă pun problema în felul acesta. Sunt doar două moduri în care domnul Marcel Ciolacu poate să ajungă președinte. Dacă ajunge în turul 2 cu domnul Simion sau cu domnul Ciucă. Doamna Elena Lasconi este singurul factor care poate să răstoarne această realitate și să fie viitorul președinte al României. Eu sunt sigur că ea va scoate un scor foarte alegeri și turul 2 este o posibilitate reală, tocmai ca să nu avem un președinte PSD. Și credeți totuși că are toate șansele, pentru că vedem că Elena Lasconi apare așa pe ultima 100 de metri. Să știți, apare pe ultima 100 de metri doar ca în competiția electorală, de aia în sondaje era deja sondată de multă vreme, dacă mai țineți minte, și avea un procentaj foarte sănătos și foarte bun. Și cred că România are nevoie de genul acesta de politicieni care înțeleg România profundă, care înțeleg și țara, care au reușit în cariera lor, care au reușit și în politică și care reprezintă un set de valori care sunt eminamente compatibile și bune și sănătoase și cele exact
perfect adaptate poporului român. Și cred că Elena Lasconi întruchipează lucrurile acestea. Da, eu cred că va avea un scor foarte bun și, repet, dacă intră în turul 2, este următorul președinte al României, pentru că e, de fapt, singura care îl poate bate pe domnul Ciola. Și o ultimă întrebare? Și domnul Simion nu o să-l bată pe domnul Ciola. Am înțeles. Și o ultimă întrebare și un răspuns pe scurt, vă rog tare mult. Când ar trebui să fie alegerile prezidențiale? Că vedem că este o dispută majoră în coaliție pe această dată. Asta mi se pare, să știți că mi se pare un non-subiect. Pentru că până la urmă e o dispută doar de politicieni care vor să-și creeze un avantaj electoral din a pune data legilor într-un mod sau altul, fix cum au făcut-o și cu legile europarlamentare și cu cele locale. Subiectul cu adevărat important era mai degrabă acest ETVA și această monstruozitate birocratică pe care și PSD și PNL se pregătesc să o livreze asupra mediului privat. Deci mie mi se pare că toată dezbaterea asta de fapt este un mod de a arunca atenția și de a distrage atenția de pe subiectele care cu adevărat contează, înspre un subiect care până la urmă nu are o relevanță pentru omul de rând atât de mare.